Pentru că este pauză în toate competițiile europene, m-am gândit să organizăm astăzi o ediție specială de UEFA Champions League, la care au voie să participe doar echipele ce se află astăzi în poziție de calificare în cea mai tare competiție europeană. Ca să vedem câteva exemple, iată cum arată clasamentul în Premier League în acest moment, dacă astăzi s-ar termina competiția, iar echipele ce vor participa de aici în experimentul de astăzi sunt primele patru clasate, adică Manchester City, Liverpool, Brighton și Arsenal. Din La Liga vor participa tot primele patru clasate din această clipă și anume Barcelona, Real Madrid, Atletico de Madrid și Villarreal. Tot patru echipe luăm și din Bundesliga, unde s-au disputat abia două etape până în acest moment și liderii aici sunt cei de la Heidenheim, urmați de Bayern, Leipzig și Borussia Dortmund. Leverkusen, campionii neînvinși de anul trecut, sunt jos în acest moment și după mult timp au bifat și prima înfrângere pe plan intern. Serie A le oferă pentru experimentul de astăzi pe Inter, Juventus, FC Torino și Udinese. Era interesant dacă Parma prindea un loc, pentru că l-avem acolo pe Denis Man în mare formă. Măcar în jocuri să ne permitem luxul de a avea o echipă calificată în UEFA Champions League și da, prieteni, liderul la zi din Superliga României, Universitatea Cluj, va participa în experimentul de astăzi. Le urăm noroc să facă cât mai multe puncte și să plece târziu acasă. Așa va arăta faza grupelor pentru competiția de astăzi, încă avem de-a face cu FC24, unde noul sistem din UCL încă nu este prezent, mai este puțin până apare FC25 și vom avea tot timpul din lume, abia aștept să simulăm acolo noul format din UCL, din Europa League și chiar din Conference. Am încercat să echilibrez cât se poate de mult aceste grupe. După cum se poate vedea, sunt aici doar echipe ce la acest moment ar fi eligibile să participe în această competiție. Și am uitat să vă spun că majoritatea echipelor de aici beneficiază de transferurile la zi, iar asta sper să facă această competiție mult mai realistă. Simulăm faza grupelor și dacă ți se pare interesantă această idee, hai acolo cu un like la acest clip și nu uita să te abonezi dacă nu ai făcut-o deja. Poate reușim în perioada următoare să depășim pragul de 20.000 de abonați. Ar fi super tare treaba asta și vă mulțumesc oricum pentru susținerea de până acum. Suntem în luna decembrie, acolo unde cu siguranță vom ști ce s-a întâmplat în grupele acestei competiții și hai să vedem. Mergem aici pe UEFA Champions League, că doar asta ne interesează astăzi. În grupa A le avem pe Borussia Dortmund și Inter calificate la egalitate de puncte, Brighton și Victoria Guimaraes n-au reușit să facă față. Din grupa B, cu 3 victorii și 3 rezultate de egalitate, Real Madrid se califică de pe prima poziție, urmată de olandezii de la PSV. Din grupa C vine prima mare surpriză din această competiție, pentru că Juventus se califică alături de Leipzig, în timp ce Barcelona reușește abia o clasare pe poziția a treia. Grupa D este câștigată de Olympique Marseille și Atletico îi urmează mai departe în competiție. Grupa E este câștigată de francezii de la PSG, în timp ce Arsenal se califică și ea de pe poziția secundă. Celtic și Torino s-au bătut până în ultima clipă, a fost o grupă foarte interesantă pentru poziția a doua aici. Grupa F este câștigată de cei de la Bayern München, în timp ce Villarreal îi urmează, tot 12 puncte au obținut și ei, AZ Alkmaar și Midtjylland, mult noroc data viitoare. Universitatea Cluj, din păcate, reușește doar 2 puncte în această grupă, câștigată de Liverpool și FC Porto, merg și ei mai departe. Universitatea Cluj a făcut egal chiar cu Liverpool. Grupa H nu produce nimic spectaculos, poate doar faptul că Sporting trebuia cumva să se califice, cred că sunt mai buni decât Fenerbahce. Grupa H este câștigată fără emoții de cei de la Manchester City, 5 victorii, dar au avut și o înfrângere. Vom avea meciuri foarte, foarte interesante încă din faza optimilor, pentru că Arsenal va întâlni Bayern München, Atletico de Madrid joacă cu cei de la Borussia, Inter întâlnește din nou Manchester City, ultima oară au jucat finala Champions League acum două sezoane, Villarreal va juca cu cei de la PSG, Real Madrid și Leipzig și ei s-au întâlnit recent, dacă mi-aduc bine aminte, FC Porto va juca cu cei de la Olympique Marseille, Fenerbahce va juca cu cei de la Juventus, în timp ce Liverpool va trebui să treacă mai departe de cei de la PSV, dacă va putea.
Mergem din nou la calendar, pentru că trebuie să aflăm ce rezultate am avut în această fază a competiției și, evident, să știm ce meciuri tari vom avea în sferturile de finală. Avem rezultatele din această fază a competiției, unde Bayern München reușește să treacă de cei de la Arsenal 2-1 la general. Atletico de Madrid scoate finalista de anul trecut pe Borussia Dortmund 2-1 la general. Manchester City și Inter produc spectacol 5-3 la general. PSG reușește să-și câștige partida de acasă cu 2-0 și o scoate pe Villarreal. Real Madrid a jucat cu cei de la Leipzig și pierde în fața germanilor. Ăsta da rezultat. Mbappé se pare că este blestemat de-a dreptul. Echipa lui Roberto De Zerbi trece mai departe de cei de la FC Porto 4-2 la general pentru Olympique Marseille. Juventus n-are emoții cu cei de la Fenerbahçe, se califică, în timp ce Liverpool face scor cu cei de la PSV 4-0 și 6-0 la general. Păi nu degeaba le port eu tricoul. Iată cum arată sferturile în această competiție și dacă scoatem de aici Olympique Marseille cu Leipzig, avem parte doar de derbiuri, prieteni. Atletico Madrid întâlnește PSG în timp ce Juventus joacă cu cei de la Bayern și avem derby de Premier League, Liverpool va juca cu Manchester City. Am simulat această fază a competiției și chiar sunt curios să vedem echipele ce se vor califica în semifinale. Vom avea parte de un careu de aș, zic eu, interesant. Și iată cum arată rezultatele în sferturi, acolo unde Leipzig își continuă parcursul foarte interesant de până acum și reușește să o scoată pe Marseille. PSG, de când a plecat Kylian Mbappé, se descurcă de minune, reușește cu 4-3 la general să o scoată pe Atletico. Juventus reușește și ia o performanță, o bate chiar în deplasare pe Bayern München și se califică cu 4-3 la general, în timp ce Manchester City reușește să o scoată pe Liverpool 5-2 la general. Echipa lui Guardiola se califică în semifinale. Se pare că și astăzi am purtat acest tricou degeaba. Și iată cum arată semifinalele acestei competiții. PSG va juca cu Juventus în timp ce Manchester City va întâlni Leipzig. Are Guardiola ăsta un noroc la tragerea la sorți de nu știu ce să mai fac. Avem rezultatele din semifinale, prieteni. Acolo unde Juventus a jucat partida retur acasă, a remizat 0-0 cu PSG, dar PSG se pare că a câștigat în tur cu 2-1 și va juca finala. Kylian Mbappé, dacă te uiți, probabil că regreți că ai plecat de la PSG acum. Leipzig a jucat cu Manchester City returul acasă și reușește o victorie și cu 3-2 la general a fost egal pe Etihad. Leipzig face un sezon absolut genial. A reușit mai devreme să-i scoată pe Real Madrid, iar acum o bate și pe Manchester City și va juca finala. Ăsta este fotbalul, câteodată este imprevizibil și asta este finala de astăzi. PSG va juca cu Leipzig, se anunță o partidă foarte interesantă. Chiar nu mi-aduc aminte pe canal să fi avut o asemenea finală. Și în aceste momente începe finala experimentului nostru. PSG va avea prima minge. Recuperează bine nemții și dau drumul la acest atac. Hendrix urcă în banda dreaptă, trece frumos, pasează cu Elmas. Elmas în care o pasă la Openda, Openda șutează și bară! O primă mare ocazie, șansă imensă de 1-0 pentru Leipzig, însă bara îl ajută pe Donnarumma. Presează bine nemții în aceste momente și Lager pentru Raum, mai departe la Openda, Openda se întoarce frumos, șutează și Donnarumma reușește o paradă foarte bună. Va fi doar corner pentru Leipzig. PSG ținută la respect în acest start de partidă. Xavi Simons trage în blocaj, rămâne pericol la poarta lui Donnarumma. Openda din întoarcere și de această dată este imprecis. Parisul trebuie să se trezească, are și ea în componență jucători talentați, însă Vitinha pierde această minge la mijlocul terenului. Elmas acum nu este prea hotărât, avansează în bandă, este talonat în cele din urmă de un jucător al celor de la PSG, întoarce la Hendrix. Hendrix tot pe acea parte reușește să treacă, Schlager pentru Šeško
și până la urmă Leipzig reușește să dea lovitura. Momentele de presiune la poarta lui Donnarumma până la urmă dau roade, n-a fost openda, este Šeško cel care reușește să facă 1-0. Francezii parcă nici măcar nu sunt pe teren în aceste momente, iar Šeško dintr-o asemenea poziție cred că era mai greu să rateze decât să marcheze. Leipzig își continuă parcursul interesant din experimentul de astăzi. Hakimi aruncă această minge înalt în careu, însă Petr Gulaci n-are probleme. A fost o minge cel căutat pe Marquinhos. Pasă verticală pentru Šeško, mai departe la Openda, care se întoarce frumos, șutează, însă Donnarumma își salvează din nou echipa. PSG să-i mulțumească lui Donnarumma că nu este 3 sau 4-0 pentru Leipzig până acum. Hakimi poate să plece pe acest atac, îi pasează lui Dembele, ce reușește să treacă, Dembele acum intră în careu, pasă pentru Asensio, care întârzie și este blocat. Hakimi intră în centru, combină cu Asensio, mai departe la Vitinha, Vitinha reușește să treacă, Vitinha singur cu Gulaci, însă ratează, incredibil! N-am înțeles ce a vrut să facă portughezul aici, putea să fie 1-1. Este pauză după o primă repriză care s-a jucat mai mult într-o singură direcție, însă nu este nimic decis. Barcola are spațiu și viteza pare să țină cu el, Barcola reușește să treacă, însă se termină parcela. PSG începe în forță această repriză secundă. Barcola îi trimite lui Colomuani, intrat și el de puțin timp pe teren, Dembele cu noroc rămâne la această minge, șutează și șansă imensă de 1-1. Dembele trebuia să marcheze la faza asta. Francezii reușesc să pună presiune din ce în ce mai mare, Vitinha primește, pasează mai departe la Barcola, Barcola pentru Dembele! Și până la urmă vine golul în poarta lui Gulaci. Dembele, care ratează acum câteva secvențe, o fază importantă, reușește până la urmă să aducă egalarea. Egalare care vine destul de repede în repriza secundă. Partida va fi dramatică de acum înainte. Xavi Simons pentru Openda, mai departe la Šeško. Šeško pasează greșit, Openda recuperează, Openda trage în blocaj, rămâne mingea la el, mai trage o dată, din nou Openda, însă șutul este foarte moale. Colomuani în rol de pivot, pasează bine acum pentru Dembele, care are spațiu, avansează Dembele, intră în careu, ține de această minge, nu vrea să paseze, se întoarce Dembele, șutează și reușește dubla! PSG întoarce rezultatul. Dembele este inspirat la această fază pe care o rezolvă de unul singur și reușește să-și ducă echipa în avantaj. Aproximativ 10 minute rămase până la final, Leipzig se vede condusă. Nemții forțează totul pe acest final de partidă. Klostermann centrează către Šeško! Bară! Incredibil! Nu se termină faza, primește Openda care trage în blocaj, rămâne pericol la poarta lui Donnarumma. Neves acum reușește să respingă. Minge aruncată la bătaie, nu se mai construiește nimic, recuperează Dembele acum ce pierde această minge și probabil ultima șansă pentru cei de la Leipzig. Dembele recuperează și nu mai este timp, PSG reușește să se impună. Francezii întorc rezultatul și câștigă experimentul de astăzi. Trebuie însă apreciați și cei de la Leipzig care astăzi au lăsat numai nume grele acasă. Dacă ți-a plăcut experimentul de astăzi, știi ce ai de făcut, lasă un like la acest clip și abonează-te dacă ești pentru prima oară pe canal. Eu sunt Andurache și până data viitoare, să auzim numai de bine!